Un bărbat s-a aruncat în gol de la etajul 24 al blocului West City Tower din Cluj-Napoca, cel mai înalt bloc de locuințe din România. Clădirea de pe Calea Florești are în total 25 de etaje și nu este încă dată în folosință, în ea făcându-se acum finisajele. Conform site-ului libertatea.ro, mai multe echipaje ale SMURD și ambulanței au ajuns la fața locului după un apel la 112, care anunța că o persoană a căzut de la mare înălțime, iar corpul lui a aterizat pe asfalt în mijlocul șoselei aflate la metri buni de clădire. Soțul a văzut că pică ceva în jos. Inițial a zis că este o creangă. Am zis nu, este om. Am oprit și era jos. Am fost prima mașină care s-a oprit, a povestit o femeie pentru sursa citată. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că pe Calea Floreștii din municipiu, pe o bandă de circulație, se află o persoană căzută la pământ, posibil decedată. Apelul a venit în jurul orei 17:20. Polițiștii au demarat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, echipajul medical prezent la fața locului constatând decesul bărbatului. A transmis poliția, bărbatul care a sărit de la etajul 24, avea 34 de ani și era din Florești, iar presa din Cluj scrie că s-ar fi sinucis.